să descoperim top 3 momente în care Gumball și Darwin au luptat împotriva plictiselii în felul lor propriu. Numărul 3. Atunci când au fost la supermarket. Atunci când s-au jucat duminica. Și acum port toate hainele din casă. Bun, poate cineva să mă împingă? Mă referam la pionul de joc. Deci, cu 6 căsuțe ajungi în fața lui Gumball, a lui tata și a mea. Desigur, aici scrie că trebuie să porți toate lucrurile din casă. Păi port toate lucrurile, chiar și cortul tău. Și numărul 1, atunci când au studiat la bibliotecă. În această brutală lume digitală, copiii încă își mai găsesc consolarea în cărți. Stiloul e într-adevăr mai puternic decât sabia. Tu ai auzit? Ia stiloul! Bine! Se pare că bazuca e mai tare decât stiloul. Și sabia. Diferiți! Minunați! Uniți! Eroii Cartoon Network!